Bine v-am regăsit, dragii mei raci, pe canalul Laura Ascom. Mă bucur să ne revedem și în această seară la etalările pentru fiecare zodie în parte, pentru luna noiembrie. Dragii mei raci, o să discut despre toate planurile acolo unde unul dintre ele se evidențiază. Voi insista cu clarificări și cu elemente surprize, surprinzătoare, mesaje, un răspuns aproape personalizat la o situație cu care vă confruntați acum, dacă are legătură cu subiectul, cu atât mai mult. Am să încep cu energia generală a acestei luni pentru voi, dragii mei raci, nu înainte de a saluta pe toți cei care vă vizitează semnul zodiacal. Dragii mei, vă doresc să aveți o lună noiembrie spectaculoasă, cu multe realizări. Până atunci, haideți să vedem care este mesajul călăuză constituit în această energie generală pentru voi a lunii noiembrie, zodia racului. Dragii mei, dragile mele, avem și un vizitator aici, Aki, care este nerăbdătoare să iasă afară din birou. Așa că am să-mi cer scuze dacă ne inoportunează. Ei bine, voi sunteți sau vă veți simți extrem de bine în pielea voastră în această lună, nu mai departe de a vă spune că există foarte multă senzualitate, pasiune, frumusețe pe toate planurile. O să fiți apreciați, apreciate, o să fiți în centrul atenției, atât acasă, la serviciu, posibil în cadrul familiei, familiei extinse. Dacă mergeți la o petrecere, cu siguranță o să luați... O să închideți gura târgului, dacă pot să spun așa, o să fiți în centrul atenției în tot și în toate. Asta dacă între timp nu cochetați din punct de vedere al activității profesionale cu partea aceasta de modă, croitorie, pictură, tot ce ține în general de arta frumosului. Vă simțiți extrem de bine în pielea voastră și veți atrage multe priviri în luna noiembrie și chiar veți fi răsplătiți, răsplătite la locul de muncă, faceți lucrurile cu multă pasiune și s-ar putea să fiți invitați, invitate la niște sesiuni de prezentare de mod, tot soiul de webinarii, dacă pot să spun așa, despre frumos. Artă, artă frumoasă, fotografie, mai ales dacă numele vostru începe cu litera G, L, A, N, F, O, B, T, U, Y, de asemenea și F. Angela, de exemplu, sunteți așa niște îngerași, aduceți bucurie. Toată lumea, să știi, că ar vrea să fiți în prejurul, în jurul lor, așa este sarea și piperul la orice fel de eveniment. Ok, haideți să vedem în continuare ce ar fi bine să aflați că se întâmplă în luna noiembrie pentru zodia racului, luna noiembrie. Deja au căzut două cărți, am să mai iau eu una. Cum spuneam, există foarte, foarte multă pasiune, evadare. O să vă vină să fugiți, să evadați. Sunteți pasionați, îndrăzneți, neliniștiți, agitați. Foarte multe planuri vă veți face în luna noiembrie, planul peste planuri, iar dacă priviți dincolo de aparențe, și aici mă refer la faptul că ar putea să existe anumite lipse de sincronizare, să spuneți, a, n-a fost să fie, acestea sunt benefice, este exact, lucrurile sunt exact așa cum trebuie să fie. Asta înseamnă că s-ar putea să vă dați seama că anumite întârzieri au fost necesare pentru voi, lucrurile nu s-au întâmplat exact atunci când ați fi vrut voi, ci când trebuie să se întâmple spre binele vostru cel mai înalt. Sunt anumite planuri care necesită rezolvări, detalii, revizuirea detaliilor, astfel încât să vă scoată dintr-o rutină. O situație neprevăzută, dragii mei, dragile mele, spontană, neprevăzută, nebănuită, va necesita o atenție deosebită din partea voastră. Va trebui totuși să vă
adaptații din mers. Asta înseamnă că o să vă pună pe jar niște apariții neașteptate unor persoane în viața voastră. Nu mai știați de ele, nu le mai recunoașteți, apar total schimbate. O să vă neliniștească puțin intențiile acestor persoane. Doar că timpul nu vă este un prieten, timpul este crucial. Va trebui să luați niște decizii bazate în, cum să vă spun, decizii în orb, cum s-ar spune. Adică, chiar dacă nu sunteți siguri sau sigure pe persoanele respective, până la urmă, dacă le doriți în viața dumneavoastră, ele vin și pleacă. Sau oportunitățile acelea, probabil de serviciu, vin și pleacă. Invitații, dacă nu răspundeți pe moment, nu mai aveți a doua șansă să faceți prima impresie. Cam despre asta este vorba. O lună noiembrie în care vă veți reveni pe toate planurile. Veți renaște din propria cenușă ca pasărea Phoenix. Și din punct de vedere al planului afectiv-relațional și din punct de vedere al planului financiar și material. Este o revenire spectaculoasă la Rac, mai ales pentru persoanele în jurul vârstei de 35-54, chiar până la 64-72 de ani, dacă mi se permite așa o marjă. Nu vă subestimați, aveți parte de foarte multă independență și creativitate. Dacă sunteți singure, dacă ați trecut printr-un divorț, o separare, există un job, există o propunere, există o nouă șansă, un nou început, din punct de vedere al planului financiar, material, care vă oferă acea stabilitate financiară. De unde probabil ați rămas fără nimic sau vă aflați în situația în care nu aveți pe ce să puneți mâna sau nu sunteți siguri de investițiile voastre. Poate că nu vreți să vă cheltuiți economiile sau în sfârșit nu aveți bani să începeți o afacere pe cont propriu. De unde, de neunde, resar resurse financiare, materiale, sprijin emoțional, sprijin din partea unei persoane care are mult mai multă experiență decât voi, este o parte bărbătească, ce vine cu mașina de undeva. O persoană care își va da toată silința ca voi să reușiți. Poate să fie un sponsor, un susținător, poate să fie un partener de afaceri, un prieten care vă împrumută pentru a începe o afacere pe cont propriu sau, eu știu, povestește despre posibilitatea de a lua un anumit împrumut până când voi vă puneți pe picioare. Persoane roșcate, blonduțe, cu ochii verzi, s-ar putea să fie vorba despre un el cu părul închis la culoare, ochii negri și tenul măsliniu. O persoană care vă ține partea. O persoană care parcă este așa ca un protector, dacă vreți, e extrem de pasionat, îndrăzneț, sigur pe el și neliniștit. Poate să fie o diferență de vârstă, partenerul, omul, bărbatul, să fie mai tânăr decât femeia. Este o persoană care își dorește să vă reconstruiți bucată cu bucată și va fi părtaș la această reconstrucție a voastră, mai ales dacă voi, partea femeină, sunteți mai în vârstă decât partea masculină. Va fi acolo pentru voi. Capricorn, Taur, Berbec, Leu. O persoană care s-ar putea chiar să vă viziteze, să facă un schimb de mesaje cu voi, să-și dorească să vă cunoască și în persoană, nu numai de la distanță. O să vedem și pentru planul iubirii ce vești avem. Este o ființă care s-ar putea să locuiască într-un oraș cu râuri, ape curgătoare care, mă scuzați, se varsă mare. Se termină o etapă, clar, în viața dumneavoastră. Sunteți pe punctul de a intra pe făgașul normal, reconstrucție, reconstruire. Așa că planurile voastre vor merge perfect. Este timpul, dragii mei, dragile mele, să străluciți. Este poate vorba și despre
posibilitatea unui nou început, un copil, dacă vârsta vă permite, mă rog, vârsta, dorința, voința, acolo unde este cazul, dacă nu este timpul minunat pentru a da naștere unor noi proiecte pe toate planurile, unor noi relații. Vă văd zâmbind, vă văd încrezători, încrezătoare, planurile voastre merg perfect, mai mult decât atât veți avea succesul asigurat. Dacă ați început un plan, cum să vă spun, a plănui, a pune bazele unui proiect, sunteți înconjurați, înconjurate de persoane de încredere, că tot mă gândeam la această ființă care parcă vine, calcă totul în picioare să vă ajute, să vă susțină, să vă echilibreze. Poate să fie o persoană care este cumva pe aceeași lungime de undă cu voi, v-a stimat întotdeauna, dar nu prea a putut să ajungă la voi. Este de încredere persoana aceasta, de asta am vrut să vin cu lămuriri. În orice caz, fiți deschiși, deschise la noi și neașteptate oportunități în dragoste și în afaceri sau în activități, să spunem așa, personale. Există și posibilitatea de o demisie sau să plecați dintr-un serviciu, dintr-o multinațională pentru a începe o carieră, de exemplu, pe cont propriu. Dar acum ne mutăm ușor pe zona aceasta de feeling, de iubire, pentru că vreau să clarific ce este cu această persoană care parcă ține piept tuturor pentru voi. Este o persoană care vă apreciază, care vă stimează, o nouă dragoste și care își dorește, bineînțeles, să aibă o relație cu voi. Așteptați-vă la o propunere, așteptați-vă să vă ceară prietenia, poate și pe rețele de socializare, balanță, posibil cineva care lucrează într-o instituție publică, oficială, persoana respectivă sau o persoană care este factor de decizie, organ de... cum să vorbim, doamne, ce prostii spun și eu. Poliția, armată, în sfârșit, acolo unde se schimbă sau e nevoie de uniformă, security, nu știu, în sfârșit. Este un soi de cenușăreasa la nivel emoțional. Persoana asta apare în viața dumneavoastră ca un efectiv colac de salvare. O perioadă de romantism cu o persoană care, sau pe voi parcă vă trezește la viață. Apariția în viața noastră acestei persoane vă trezește realmente la viață. Haideți să vedem ce se întâmplă și în planul intim. E bine, în planul intim, deci vi se face dreptate și din punct de vedere intim aici. Nu mai spun că există posibilitatea ca lucrurile să se echilibreze, perioada de iubire platonică, cel puțin la început, cu această persoană, pentru că vă simțiți neîndreptățiți, neîndreptățite, mai ales cele care ați trecut printr-un divorț sau printr-o despărțire. Este vorba despre o iubire în care ați fost înșelați sau înșelate, sau vi s-au înșelat așteptările. Așa că persoana respectivă mai are de așteptat până duceți această relație dincolo de schimb de mesaje, emoții și senzualitate. În orice caz, avem și un vărsător aici, avem și un săgetător. Cred că foarte tare se îndrăgostește persoana respectivă de voi. Voi sunteți tot, cum să vă spun, și din punct de vedere intim, tăiați așa în carne vie, nu prea mai vreți voi relații intime, cel puțin în momentul de față. Așa că persoana respectivă, dacă vă vrea cu adevărat, va trece prin foc și pară, și spadă. Din toate punctele de vedere, și emoțional, și fizic. Jucați ultima carte, vreți să vi se facă dreptate, avem un A, că toate zilele aici, poate o persoană din balanță, cu litera A, vă dorește foarte mult sau s-ar putea să lucreze chiar în dacă faptul de decizie sau în justiție, de exemplu. Un răspuns aproape personalizat, un D, un P, un T, TEA, de exemplu. Haideți să vedem și un răspuns aproape personalizat la o situație cu care vă confruntați și cu care aș vrea, la care, de fapt, aș vrea să vă gândiți în momentul de față.
Ok, s-a întors o carte. Romance. Balanță, balanță sau se echilibrează lucrurile din punct de vedere al iubirii, dragii mei, dragile mele, sunteți pe cale să împărtășiți o nouă dragoste, să trăiți o nouă poveste de iubire, iar cel singur să aibă parte de o nouă experiență încărcată de emoții, de tensiune, de tensiune amoroasă, de exemplu, pasiune și senzualitate. Cu tot vorbeam la început de faptul că vă veți simți extraordinar în pielea voastră și să vă reconstruiți așa bucată cu bucată, mai ales în planul iubirii. Trei mesaje surpriză pentru voi. Poate să fie atenționare, poate să fie avertisment în general, sau completare a subiectului expus. Exact cum spuneam, convorbiri plăcute, dulce gări. Asta înseamnă că este vorba despre acea perioadă romantică cu povești la ceas de seară. Ia uitați ce poveste de iubire. Foarte multă iubire, dragii mei, dragile mele. Dragii mei dragi, Doamne ajută să se întâmple și mai am și o carte. Dorință. Dorințe împlinite. Dorință, poveste de iubire, convorbiri plăcute și dulce gări. Doamne ajută să fie exact așa cum vă doriți voi. Dragii mei, dragile mele, să aveți o lună noiembrie încărcată de iubire, de pasiune, de multă sănătate și de foarte frumoase surprize. Vă pup, vă iubesc, până data viitoare, tot binele din lume!